Salutare! Sunteți canalul Mieli Caramieli. Și astăzi, pentru prima dată, vreau să facem popit din ciocolată cu M&M's. Facem un experiment, Melissa, nu? Da! Care popit vreți să-l facem astăzi cu ciocolată? Înghețată! Înghețată! Va ieși ca o înghețată din ciocolată, da? Da! În formă de popit. Ok, pentru ca să facem acest lucru, trebuie să deschidem pachetul de M&M's. Cine vrea să-l deschidă? Eu! Vei putea? Da. Da. Și în fiecare găurică de pochet. Ah, nu, mai întâi trebuie să punem câte una în guriță. Și o gală. Și acum punem câte o bombonică, e ca aici în fiecare găurică de aceasta. Vreți să toarnă aici? Da, pune aici, ca să puteți să facem una. Hai și eu vă ajut. Așa. Galben. Aici. Da, le mesticăm să fie cât mai colorat. Bine? Ok, fac și eu. Ia, ne ajunge? Ne ajunge. A, ne-a ajuns. Aceasta mâncăm. Aceasta mâncați. Acum trebuie de topit ciocolata. Am luat-o fără arahide ca să ne iasă așa cum ne trebuie nouă. Eu mă duc să topesc ciocolata, iar voi mă așteptați aici. Ok. Ciocolata așa cum este, ea în pachet, așa, și o punem în cuptorul cu microunde. La un minut. Fetelor, eu vin și trebuie de făcut asta foarte, foarte repede, pentru că ciocolata să nu se întărească înapoi. Uite ce facem. Deschidem așa doar un colț. Să vedem. Acum va fi și bun și frumos. Noi putem să gustăm. Da, pe urmă da, după ce se întărește, ok? Și văd că nu prea ne ajunge, încă un pic trebuie să mai punem. Și aici punem. Aha. Da, pune. Dar poate eu să încerc. Da. Sau eu. Mă vezi să nu scap peste. Ok? Poți să o încerc puțin, după aceea să-mi dau. Îți reușește? Pune acolo unde ai vrut tu. Așa, atent, ca să nu ieși din... Wow, în afară. Wow. Acum eu. Să fac eu. Ei. Gata? Ia să vedem. Eu cred că trebuia o lingură aici. Dă-i eu, gata. Aaa, e și pe aici. Las, că nu-i nimic. Nu-i nimic, nu-i stă să mâncă. Hai să încercăm să o scuturăm. Ok. Nu, așa, nu așa. Luăm farfurie într-o parte și uite așa. Uaa, ia uite. Se îndreaptă, vedeți, fetelor? Da! Hai încă un pic. Drept tare. Dă să mai punem un pic. Ca da. Să fie și aici unde nu ajunge. Aici, încă trebuie și aici, așa acolo. Hai, deja nu știu pe unde se torn. Și aici, și acolo, și acolo. Da. Și aici, îmi duc aici puțin așa. Ah. Și aici puțin. Da? Nu, atât de mai lăsa gaulică. Încă o dată scuturăm așa. Ue! Ua, iată acum, da. Băi, îmi place cum iese, știi? Da, vine acum vreau să mănânc. Acum e înainte, că uite ce puțin. Eu cred că e gata. Acum ce trebuie de făcut? Depus în? Frigider, da. Da, dar mai exact în congelator. Ne revedem după ce popitul nostru de ciocolată este gata. Adică minim peste 2 sau 3 ore. Așa că nu-mi plecați. Popitul nostru de ciocolată 3 ore a stat în congelator. Și haideți acum să-l deschidem, să-l scoatem de aici din popitul din cauciuc. Foarte încet. Foarte încet să nu-i stricăm forma. Așa. Poate îl întoarcem. Wow. Stai. Stai, eu cred că îl voi putea face singur asta. Și acolo? Așa. Și acum de aici. Uu.
Mi-a ieșit aici puțin sărut pentru că a fost cel mai fragil loc. Dar uite, a ieșit foarte super, așa? Melissa, îți place? Trebuie să fie și foarte gustos. Popit din ciocolată cu M&M's. Fiitor, haideți acum să gustăm pentru că se topește toată o mână. Cine ia bețorul care s-a rupt? Eu. Tu, da? Dar vreau să mușc. Hai, mușcă. Foarte gustos. Mă gândeam că ciocolata topită nu va fi atât de gustoasă. Dar e cum a fost la început. Foarte bun. Încercați și voi acasă să faceți fix așa lucru. E foarte bun. Deci, popitul din ciocolată cu M&M's nouă ne-a reușit. Da. Vouă, dacă v-a plăcut, dați like. Abonați-vă la canal. Mere, cara, mere, pe curând, pa, pa! Pa, pa!